Ați publicat o carte care face lumină în chestiunea presupusei povești politice a lui Lucian Blaga. În jurul lui, dumneavoastră arătați în carte, e o cercetare foarte minuțioasă, de-a lungul timpului au crescut niște straturi de zvonuri despre, așa zisa lui, orientare politică extremistă legionară. Cum a fost să demontați acest fake news? Pentru că înțeleg că cercetarea durează de foarte mulți ani. De 22 de ani, prima dată am venit în contact cu acest zvon când am publicat la editura Apostrof un volum Blaga supravegheat de securitate, făcut de Dorli Blaga și de Ion Bălu. Când am alcătuit volumul, am dat de știrea care a trecut prin mine, dar fără să lase urme foarte profunde, cum că el și-ar fi scris piesa Avram Iancu pentru Zelea Codreanu, dedicată lui Zelea Codreanu sau despre Zelea Codreanu. Formulările sunt ambigue. Pe vremea aia mă preocupau alți autori și am spus, la asta voi ajunge cândva, iar în timp s-au tot adunat zvonuri peste zvonuri. Am dat în diverse documente de asemenea comentarii, ceea ce sigur că m-a stupefiat, m-a contrariat, pentru că opera lui Blaga, așa cum o predam la curs, opera lui întreagă, începând de la lucrarea de doctorat și până la cărțile care i-au apărut, le-a scris înainte de moarte, dar i-au apărut postum și care, sigur, îi rotunjesc sistemul, opera lui Blaga este fără dimensiune politică. Și atunci, zvonul că el ar fi fost legionar nu se potrivea deloc cu opera. Și am tot adunat documente, într-o bună măsură, bibliografia pentru tema asta am publicat-o chiar eu, pentru că am publicat Dorli Blaga, tatăl meu Lucian Blaga, am publicat Blaga supravegheat de securitate, am publicat scrisorile dintre Blaga și Breazu, extraordinare, le-am publicat la centenarul nașterii filosofului. Aveam o mulțime de material documentar în casă și atunci am luat lucrurile și le-am pus la puncte. A fost însă chinuitor. Pe măsură ce descopeream un nou detaliu, trebuia să rescriu tot ceea ce deja scrisesem în computer. Așa că e o carte foarte muncită. Spre deosebire de alte personalități ale interbelicului, asociate mult mai mult cu mișcarea legionară, mă gândesc la figuri ca Anae Ionescu, Cioran sau Eliade, Blaga n-a scris niciun text politic. Anae Ionescu nu există dovezi. Anae Ionescu a avut un ziar, Cuvântul, în care a făcut, începând cu 1933, propagandă pe față pentru mișcarea legionară. Apoi Anae Ionescu are o teorie a statului totalitar. El era foarte implicat, foarte placat pe realitatea socio-istorico-politică din România și a și influențat-o. Discipolii lui sau foștii lui studenți, de asemenea, unii convertiți prin modelul lui, prin iradierea puternică a modelului Anae Ionescu, alții convertiți de pe urma contactului cu străinătatea, cazul Cioran, s-au implicat în extrema dreaptă românească și au scris texte, rând pe rând. Noica a scris cel mai târziu texte propriu-zis politice, cel mai târziu. La Blaga nu există texte politice. Blaga a făcut jurnalism chiar la începutul anilor 20, la Cluj. Este un jurnalism cultural, în mare parte nesemnat, unele articole nici nu-i aparțin numai lui, ci erau scrise cumva prin colaborarea oamenilor din redacție. El voia să ajungă la Universitatea din Cluj și stătea în Cluj în speranța că la un moment dat reușește să intre cadrul didactic la Universitatea din Cluj. A fost obsesia vieții lui. A fost marea traumă a vieții lui, dar năzuroșii universitari clujeni, foarte năzuroși, nu l-au vrut. L-au considerat nepotrivit. Poet, ce să caute un poet, profesor de filozofie, eseist,
dramaturg, ce să caute? Și deși venea cu cărți de filosofie, opera lui presistemică, deși venea și o punea pe masă, universitarii clujeni n-au înțeles noutatea lui. Pentru că una dintre lucrări și teza de doctorat, cultură și cunoștință, și una dintre lucrări din 24 este foarte inovatoare în filozofie. Filozofia stilului din 1924, foarte inovatoare în filozofie. Nu i-au înțeles-o. Și atunci l-au respins la examenele prin care el încerca să intre în universitate. Și atunci o vreme Blaga a lăsat jurnalismul și a stat la Lugoj, a fost întreținut de capul familiei de atunci, adică de soția lui, de Cornelia Blaga, din minunata familie Bredicianu. Iar după aceea a plecat în străinătate, dar nu în diplomație. Blaga n-a fost diplomat decât chiar hăt târziu, la sfârșitul carierei lui, interbelice, când l-a trimis regele Carol în Portugalia. Până atunci el a avut posturi în marginea diplomației, atașat de presă și m-a urcat pe scara asta ierarhică, dar în domeniul presei care se făcea pe lângă legații. În sistemul lui filosofic nu există o parte care să fie de organizare a societății, să privească analiza societății și organizarea societății. Deși culmea mai târziu, ideile lui filozofice au fost răstălmăcite. Asta e târziu, epoca comunistă. Da. A fost un abuz și s-a făcut nu numai asupra operei lui Blaga, s-a făcut asupra operei tuturor filozofilor, pentru că să nu ne imaginăm că toți filozofii din România erau de dreapta sau mai bine zis de extremă dreaptă, nici pomeneală. Însă a venit un regim nou-nouț, model sovietic, eu îl numesc socialism real românesc, și fiind un totalitarism era al ideologiei unice. Fiind al ideologiei unice, tot ce ținea de altă orientare a gândirii a trebuit să fie pus sub cheie și pedepsit. Iar Blaga a stat la Index până la sfârșitul vieții. A putut să publice niște traduceri, a putut să publice Faust, Goethe, traducerea la Faust, iar când era în spital i-au apărut niște poeme. Dar el altfel a murit ca autor interzis. Despre poezie și traducere a putut fi vorba la un moment dat, despre filozofie în niciun caz. Filozofia a fost considerată o mare culpă a lui, iar el a dus în situația umilitoare. Am încercat să mă pun în pielea lui, să-și ceară scuze, să spună: filozofia nu am cum să mi-o rescriu, eu asta am crezut. Mi s-a părut îngrozitor. Iar Blaga, în timpul socialismului real din România, a fost umilit cu metodă. Lucrețiu Pătrășcanu a preluat ștafeta de unde o lăsaseră ortodoxiștii, de unde o lăsase Stăniloae. Înainte de Stăniloae, exegetul său, Băncilă, Vasile Băncilă, Lucrețiu Pătrășcanu a creat un model de critică a filozofiei lui Blaga, iar acest model, pe urmă, cu variațiuni, cu multe variațiuni, într-o direcție sau alta, s-a rostogolit prin toți comentatorii din timpul socialismului real, prin toți, prin mintea și condeiul tuturor activiștilor. Și a mers până târziu, până în 1959, la Beniuc. E un efect de bullying, am zice astăzi, asupra lui Blaga, care începe prin 38-40, în culise, și care apoi se continuă pe față, cu persecuții și atacuri publice pe față în timpul războiului, cu o persecuție îngrozitoare și o amenințare îngrozitoare care planează asupra lui Blaga în timpul socialismului real, iar după 1990, democrația a venit cu libertatea, nu? Iar libertatea a permis publicarea memoriilor legionarilor, care sunt foarte interesante, trebuie să le citești ca să-ți dai seama și de punctul lor de vedere, dar a venit și cu asumarea de către ei, abuzivă, a lui Blaga ca legionar.
E teribil. N-a fost. N-a fost, iar în opera lui nu găsești elemente de gândire politică legionară. În general nu găsești elemente de gândire politică trecute în operă. Găsești totuși în romanul care a apărut postum, Luntra lui Caron, punctul lui de vedere asupra modelului importat, cu acordul marilor puteri, nu mă pot abține să nu spun asta, din Uniunea Sovietică în România. Deci asupra comunismului, e clar că nu-i plăcea. E clar că așa de ce să nu-i placă, nici mie nu mi-a plăcut. Nimănui nu i-a plăcut. Acum, dacă ne uităm la opera lui... Pare... Nu i-a plăcut, să mă autocorectez. Dacă ne uităm la opera filozofică a lui Blaga, pare că la început a existat o neînțelegere. Ați pomenit numele lui Vasile Băncilă, exegetul lui, legionar. A scris un studiu despre Blaga. Blaga l-a cultivat, i-a fost apropiat. Să spunem că a avut doi prieteni din zona legionară, Vasile Băncilă și Nichifor Crainic, bine, de care s-a delimitat. Crainic e mai complicat. Și e mai de la... Crainic e un caz mult mai complicat. De la început. La început. Sfătuitor al lui Zelea Codreanu, după aceea dislocat din poziția asta de către Nae Ionescu, gânditor de dreapta, teoretician al statului totalitar, pe criteriu etnic, deci românii, și pe criteriu religios, ortodoxia. Are un proiect de stat totalitar care te înspăimântă. Iar drumurile lor s-au despărțit. Drumurile lor... de vreme. Nu. Blaga a fost fondator al revistei Gândirea împreună cu Nichifor Crainic și cu alții. Și el și-a păstrat revista Gândirea și relația cu Crainic. I-au fost buni prieteni la început de tot. Foarte buni prieteni. Și Crainic, dacă îi citești scrisorile chiar de început... E un tip, cum să spun, foarte plăcut, foarte cultivat, foarte interesant. Dar Blaga a vrut neapărat să-și păstreze o revistă unde se poată să publice. Revista Gândirea, asta mi-a atras atenția încă Mircea Zaciu în 1990. Revista Gândirea nu trebuie confundată cu ortodoxismul. Dumitru Micu, care a scris o mare monografie despre gândire și gândirea revista și gândirism, spune foarte clar, erau multe puncte de vedere la Gândirea, iar Blaga reprezenta stânga din cadrul întregii redacții a gândirismului. Adică venea cu modernism în poezie, refuză ortodoxismul, refuză etnicismul, etnografismul în artă, are articole critice încă din anii 1920 la adresa exploatării factorului folcloric în artă. Introduci folclorul și zici că ești român. Zice, lucrurile sunt mai subtile, spune Blaga. Și ironizează prietenii fără să le dea numele. Deci, dar ruptura cu Crainic s-a făcut târziu, în anii războiului, 40 și 43, așa ceva. Blaga... Trebuie spus de la bun început. A scris filozofie și s-a vrut filosof. I-a plăcut să fie poet și dramaturg și de asemenea a scris un autor foarte complex, cel mai complex. Dar Blaga dorea foarte tare ca filozofia lui, care nu prea era comentată sau era comentată fără pricepere, să fie comentată. Și atunci aș cultiva comentatorii de filozofie și găsești în scrisorile lui afirmații de genul ăsta, e foarte bun textul tău despre cartea mea cu tare de filozofie, e păcat să-l prăpădești în revista cu tare, mărește-l puțin și să-l publicăm extras. Își încuraja comentatorii să scrie despre filozofia lui și așa l-a încurajat pe Vasile Băncilă, care era legionar, eu cred că era un legionar discret. Ca dovadă că și în 41, după rebeliune, n-a fost arestat. Și care vedea un etnic românesc la Blaga. Da, care a făcut o interpretare foarte exagerată, printr-un unic concept, etnicismul. Și Blaga a înghițit chestia asta. De aici au fost preluate de către Pătrășcanu, sărind peste perioada interbelică. În perioada interbelică, Blaga a fost, ca să zic așa, dat de gol.
de către Stăniloae, că nu-i nici etnicist, că nu-i nici destul de român, că e de fapt un element străin de factură, nu-i nici ortodox, nici ortodoxist, nu-i nici credincios, nu crede nici în revelație, e un fel de raționalist, materialist, atomist, din punct de vedere religios, protestant. Deci, asta dărâma complet și interpretarea lui Băncilă asupra lui Blaga. Iar Băncilă s-a speriat și a început să dea înapoi și a tot dat înapoi. Ținea la Blaga, eu nu pot să-l acuz. Și nu pot să-i fac un portret caricatural. Au fost drame umane. Asta am vrut eu să prind. Printre altele în cartea mea, nu știu dacă am reușit. Au fost drame umane care au fost cauzate de nenumăratele fracturi una după alta care s-au produs în istoria României. Dacă România rămânea o țară democrată și nu ajungea în socialismul real, da? Conta ce a spus Băncilă? Nu. Venea un alt exeget și spunea punctul lui de vedere și încă unul și încă unul și până la urmă se stabilea un punct de vedere corect asupra filozofiei lui Blaga. Conta ce a spus Stăniloae? Nu. De asemenea, nu. Adică conta în mod relativ, dar nu în mod absolut. Conta afirmația lui Băncilă pe care a preluat-o apoi Lucrețiu Pătrășcanu, cum că e pe placul filozofia lui Blaga, e pe placul unui anumit tineret cel mai înaintat. Se referea Băncilă la legionari? Probabil. Nu sunt sigură. N-am cum să fiu sigură. Pentru că nu sunt indicii. Pătrășcanu a luat-o și cu afirmația lui Băncilă i-a dat în cap lui Blaga. E teribil. Că e mistic? Că e, că e mistic, că e ca din epoca feudală, că e de, că nu, oricum, că nu e potrivit cu regimul. Că e semnul crizei filozofiei. Asta mi s-a părut culmea. De ce mi s-a părut culmea? Ai în sfârșit un filozof original, care nu numai că e original, dar n-a scris o carte, o cărticică, n-a scris două cărticele. Are un sistem. Ai în sfârșit un sistem original în filozofia ta, un sistem care nu e încă încheiat, e în curs de construcție și tu spui că asta e criza filozofiei. De fapt, Blaga n-a fost înțeles. Nu. Blaga n-a fost înțeles. Nici de prietenii lui în momentul ăla și după aceea când istoria a devenit din ce în ce mai contorsionată, a fost răstălmăcit chiar la modul tendențios. Da. Nici de studenții lui n-a fost înțeles. În jurul lui s-a cristalizat cercul literar de la Sibiu, care are un pilon de sprijin în Blaga, am demonstrat acest lucru, și un pilon declarat în Lovinescu. Și ei la lansare n-au vorbit nimic despre Blaga. De ce? Atmosfera contra lui Blaga la Sibiu trebuie să fi fost îngrozitoare, pentru că avuseseră loc deja atacurile în serie ale lui Stăniloae și sigur și Stăniloae a fost urmat de o cohortă de intelectuali, unii preoți, alții pur și simplu universitari, alții pur și simplu jurnaliști. Și atunci cred că îl priveau pe Blaga, știau că e o valoare, dar o relativizau. În afară de Zevedei Barbu, care cred că și-a dat seama de la bun început ce valoare mare e Blaga și care a susținut până la sfârșit valoarea europeană a lui Blaga. Punctul lui Zevedei Barbu e interesant. Zevedei Barbu a fost comunist, a făcut și închisoare pentru asta. După 48 a fugit în Anglia, apoi a ajuns în America de Sud, iar punctul lui de vedere târziu este Blaga e un mare filozof original și european, un mare filozof european. Ori e un om care a trecut prin filozofia, vrând nevrând, prin filozofia occidentală a secolului al XX-lea. Așa că are o greutate. Și un om pe care Blaga l-ajutase concret, da, l-a ajutat în procesul lui, în vremea legionarilor. Noi avem imaginea unui Blaga, o convenție, un Blaga tăcut, un Blaga abstras, care stabilește foarte greu contacte umane și care deci e inabordabil, nu sare în ajutorul nimănui și așa mai departe și așa mai departe. Ori, cu ocazia acestei cărți,
intrând în documente și făcând conexiunile între ele, că altfel nu mi-aș fi putut da seama, mi-am dat seama că Blaga era un om care se implica în problemele celorlalți. Așa a sărit pentru lotul Mediaș. L-a rugat pe Andrea, am o problemă, 300 de medieșeni, muncitori și evrei, care față de regim au păcătuit, față de statul național legionar, au fost aduși în lanțuri la Sibiu, băgați în închisoare și urma procesul și i-a cerut ajutorul lui Blaga. Și Blaga s-a mobilizat imediat și a umblat pe la autorități cu Petre Pandrea și finalmente i-a spus, mută procesul, fă pe dracu în patru, mută procesul de aici, în altă parte, pentru că altfel o să-i condamne la moarte. Și Pandrea a reușit să mute procesul și i-a salvat. Tot așa a sărit pentru Ion de Sârbu, care era comunist, era student, era comunist și era arestat și a sărit pentru el și a reușit cu pile. Prin relațiile personale, astăzi ar fi trafic de influență și ar urla televiziunile, nu? Și tot așa pentru Zevedei Barbu, a intervenit în procesul lui Zevedei Barbu, a depus o mărturie, dar înainte umblase pentru el să-l salveze, să-l... așa. Și a depus o mărturie la proces cât de valoros, cât de nemaipomenit de valoros este. Și așa a scăpat de condamnare la moarte. Și apoi a intervenit ca să fie Zevedei Barbu menajat în închisoare. Doamna Petreu, cumva, da, la sfârșitul cercetării astea aveți, da, și un fel de biografie spirituală a lui Blaga. Da, oarecum, un fel de încercare de portret am făcut. Și vezi și traseul destinului foarte accidentat. A început sub protecția lui Carol al II-lea, singurul protector, singurul om care l-a respectat. L-a considerat un triumf al regimului său. Ce avea dreptate? Al politicii lui culturale. Al politicii era lui culturale. Lui, da. Bine, dar știm cu toții că regele Carol al II-lea a avut o politică culturală extraordinară. El a crezut în ideea că o țară există prin cultura, prin cultura ei și a ajutat foarte mult cultura. A mizat pe Blaga, a vrut să-l cunoască și din cauza asta, când Blaga a fost primit în 1937 la Academie, regele a ținut neapărat să fie de față și a trebuit, era bolnav, a trebuit să se amâne ședința solemnă, dar a mers și i-a făcut discursul de recepție, care este foarte frumos și plin de inteligență, de comprehensiune asupra filozofiei lui Blaga. Și tot Carol al II-lea l-a implicat într-un moment care a rămas ca o pată pentru Blaga. Este un moment, al lui Caragiale extraordinar, Țal se numește. Ei, i-a venit și lui Blaga nota de plată, Țal. Ziceați dumneavoastră, nu putea să-l refuze nu pe rege. Adică subsecretar de stat în guvernul de tristă amintire, Goga Cuza. Goga Cuza, da. Blaga era funcționar al statului român. Mereu amenința să-și piardă locul de muncă, la orice schimbare care se făcea în Ministerul de Externe și deci în legații. Iar în 1937, la sfârșitul anului, când i s-a spus vino la București, vei fi numit în guvern, probabil că el s-a bucurat, probabil că a simțit-o ca pe o onoare. N-avea de ce să nu se bucure. Adică nu era chiar atât. El era un funcționar impecabil, era foarte capabil. Era și rudă cu veturia Goga, ori premierul era Goga, deci avea toate motivele să intre. Guvernul a durat 44 de zile și a dat startul antisemitismului de stat. A adoptat legislația de revizuire a cetățeniei. Dacă îi citești jurnalul, se vede că regele știa ce va face Goga. Înseamnă că regele și Goga erau absolut înțeleși și de acord, căzuseră de acord asupra acestei politici, care era cumva în concordanță cu politica europeană a momentului. Credeți că Blaga știa asta? Credeți că s-a dus regele la Blaga să-i spună vom face cu tare? Sau s-a dus Goga repede să-i spună vom face cu tare? Nu. În Ministerul de Externe erau cetățeni români, chiar scriitori, de origine evreiască, Voronca. Voronca și-a dat demisia
la sfârșitul lunii ianuarie, pe motiv de boală. Probabil că și-a dat din cauza măsurilor politice, presupun eu. Iar guvernul a mai durat 10 zile și a căzut când Goga a făcut alianță secretă cu Corneli Zelea Codreanu. Oricum, prezența în guvernul ăsta i-a făcut foarte mult rău. Rău și comuniștii i-au reamintit-o tot timpul. Pe moment i-a făcut bine, pentru că după ce fusese în acest guvern, el în sfârșit a avut destulă greutate în ochii năzuroșilor universitari clujeni, încât să-l accepte profesor universitar la Cluj. Profilul acestui gânditor apolitic, l-ați tot descris, pasionat de creația lui. Nu-i pesa decât de creația lui, exact. Numai și numai decât. Era un egotist. Asta trebuie să înțelegem foarte bine. Putea să iasă din egotismul lui și să facă gesturi de prietenie, de ajutorare. Avea, e clar că avea o sensibilitate umană reală. Dar lui nu-i păsa decât de propria lui operă. Este o scrisoare către domnița, una dintre muzele lui, avea încredere în ea, deci scrisoarea este sinceră. Și îi spune că simte opera în el și că nu poate să nu n-o scrie. Mișca în el. Eu mai știu în cultura română, pe Eliade îl mai știu tot așa. Profilul acestui gânditor obsedat de creația lui. Există păcate de care se face vinovat totuși Blaga? Poate fi acuzat de ceva? Din punct de vedere politic. Politic. La capătul acestei cercetări eu nu știu ca el să fi făcut nici un pas greșit politic. Finalmente, în timpul socialismului real românesc, a cedat în fața presiunilor, era ultimul scriitor nerecuperat de regim, și a cedat în fața presiunilor foarte amenințătoare ale regimului. N-a făcut-o de dragul unor avantaje, ci pentru că era periclitat din cauza atacurilor lui. Era șantajată familia. Erau atacurile lui Beniuc, care îl făcea fascist, musolinian, hitlerist, în Spania, reprezenta România, n-a fost niciodată în Spania. Îi aduna păcate politice, imaginare, într-o cantitate extraordinară. Îl periclitau ca libertate personală. Prietenii lui din Cluj au fost toți arestați într-un lot. El știa asta, casa lui era supravegheată, fiica era amenințată că își pierde soțul și copilul. Ce vreți mai mult? Descrieți niște episoade când a fost într-o tabără de muncă legionară, nu apare informația nu, eu la descriu, eu am Balotă. Preluat, da. Eu am preluat informația de la Balotă, care a preluat-o de la alta dintre muzele lui Blaga. Lui Blaga îi plăcea să aibă muze ca să poată să scrie. Efervescența îndrăgostirii, pubertatea repetată, e sintagma lui Goethe pe care Blaga și-a asumat-o pe seama sa, îi permiteau să scrie poeme, tânjirea îi permitea să scrie poeme și voia să scrie. Eu nu pot să judec lucrurile astea. Adică nu pot să judec din punct de vedere moral. În general mă abțin de la judecăți morale. În cartea mea există un singur autor pe care l-am judecat moral, pe Beniuc. Pentru că Beniuc a făcut ce a făcut dintr-o combinație de trăiri, dogmatism socialist prorusesc, el era comunist de factură moscovită, și invidie scriitoricească. Și-a lăsat invidia, el și-a lăsat invidia să se reverse peste lume, peste Blaga. Ceea ce e îngrozitor. A scris un text infamant. Care a fost publicat în Gazeta Literară și care e parte din romanul Pe muchie de cuțit. Și niciodată n-a avut păreri de rău. Gândiți-vă, Cioran, de pildă, pentru textele lui contra evreilor, ambivalente, dar oricum, contra evreilor, a avut nesfârșite păreri de rău pentru opiniile lui politice. A declarat nesfârșite păreri de rău. Eliade, pentru partea politică a biografiei lui, face o retractatio în Noaptea de Sânziene, unde își omoară toate personajele, inclusiv personajul care îl reprezintă pe el. O retractare literară. Da, literară, în codul lui. În codul lui. Dar n-avea de ce să o facă din alt motiv decât din ăsta.
Beniuc n-are nicio părere de rău. A fost intervievat, extraordinar interviu, făcut de Dorin Tudoran. În anii 70. Nicio părere de rău. Mai fost și alte interviuri. Nicio părere de rău. O ură. E... invidia. Blaga a mai scăpat de anumite evenimente istorice. Mă gândesc acum la invitația pe care i-a făcut-o Vasile Băncilă. Cred că i-a fost frică. I-a fost frică? Eu cred că i-a fost prietenul frică. Lui, exegetul, da. Vasile Băncilă, care știm era și legionar, da. I-a propus să țină o conferință la frăția. La legionari, la Brăila. Și el a fost de acord, da. Se știa cam care era cursul era regimului. Era omul regelui. Șerban Cioculescu spune foarte clar. Blaga era considerat omul regelui. Ori dacă se puneau legionarii, tocmai avuseseră loc masacrele de la Jilaba, ziua răzbunării legionare. Ori dacă se puneau legionarii să facă în fiecare localitate epurarea dușmanilor, să se răzbune pe toți dușmanii, Blaga ar fi căzut între dușmani. Îmi pare foarte rău, am verificat în timp ce scriam cartea, dar am scris cartea și ca într-un fel de transă de dinăuntrul ei. El spune în memoriu către CC, spune, în timpul legionarilor nu s-a scris despre mine. E adevărat. În timpul legionarilor a fost absolută tăcere în jurul numelui său. Și asta am uitat să pun în carte. E ciudată acuzația de legionarism când, de fapt, se pare că legionarilor nu prea le-a plăcut de Blaga. Nu le-a plăcut. Păi, dar erau descăliți de Stăniloae să nu mizeze pe el. Băncilă a fost un fel de protector. S-a comportat ca un fel de protector al lui, de ghid, de călăuză a lui Blaga în timpul statului național legionar. Și a spus, dacă te invită cu tare ar fi bine să accepți, dacă nu știu ce. Deci cumva să nu atragă atenția asupra lui. Am găsit și în Germania situații similare. Marele fizician Heisenberg a avut o conduită asemănătoare, adică mima acordul la minimum. Blaga nici măcar n-a mimat acordul și a dat acordul să țină o conferință, n-a mai ținut-o. Pentru că a venit rebeliunea legionară. Poate că n-ar fi ținut-o nici așa. Și a fost pus de prieten, împins de la spate de prieten să candideze la șefia Astrei, probabil Sibiu. Și când el a zis, da, legionarii, când au aflat numele lui, au zis, nu, ăsta nu. Legionarii l-au refuzat, asta spune foarte mult. Spre final, o analiză care este foarte percutantă în carte, cazul piesei de teatru Avram Ioanco. Da. Cum s-a putut ca o piesă de teatru să fie un document politic, ideologic? Așa a fost considerată piesa asta de teatru de către unii legionari. Despre ce e vorba? Blaga și-a scris piesa în 34, a reprezentat-o, iar Avram Iancu, dacă îl descrii generic, adică că e frumos, că are succes la femei, că are ochii de culoare acutare, că nu știu Incertă. Ce, așa, pare că ar fi portretul lui Zelea Codreanu. Blaga și-a luat toate informațiile și conceptele din sursele istorice, dintr-o sursă intermediară, Silviu Dragomir, care și-a scris cartea înainte să existe legionari. Iar istoricul Dragomir și-a luat toate informațiile din documente. De la 1848, nu-i vorbă că și legiunea a luat modul de organizare, inclusiv denumirea, de la armata lui Avram Iancu. Deci sunt două realități diferite, piesa lui Avram Iancu, un act literar, da? Și legiunea lui Zelea Codreanu, care s-au inspirat din una și aceeași realitate. Credeți că Blaga ar fi trebuit să evite să-l numească pe Avram Iancu capitan? A luat-o din Silviu Dragomir. Blaga și-a scris piesa la Viena. Credeți că știa, sigur era la curent cu realitatea politică, dar nu cred că era chiar atât de sensibil încât să-și dea seama. Știți cum ar fi? În anii 90, când nu mai știu care partid politic, PSD-ul, umbla cu trandafirii, e ca și cum eu aș fi evitat să mai îmi pun trandafiri în casă. Adică, de sau ce? Că mie îmi plac trandafirii, da. Nu? Deci a fost o lectură abuzivă asupra piesei. Despre asta s-a discutat în închisoare. Apare documentele securității. Da,
Și probabil că cei anchetați pe seama lui Blaga, că au fost foarte mulți deținuți politici, anchetați în închisoare, dacă au fost întrebați despre Blaga, au zis, a, dacă ne tot întreabă despre Blaga, înseamnă că și el e de-al nostru, legionar. Deci, pe baza unui cumul de neînțelegeri. Iar după 1990, ca să mărească prestigiul mișcării legionare și al legiunii, foști legionari, când și-au publicat memoriile, au inventat pe seama, e cazul Chioreanu, au inventat pe seama lui Blaga lucruri care nu s-au întâmplat, care se dovedesc factual eronate. A durat să număr cuvintele, să caut la fiecare cuvânt care apărea în Blaga, trebuia să recitesc documentele, să recitesc Silviu Dragomir și așa mai departe. A fost muncă multă. Ce lasă cartea asta cititorului e și o privire nouă asupra lui Blaga și senzația că mai avem lucruri de înțeles și de definitivat în ce îl privește. Dumneavoastră spuneați la un moment dat că îl considerați pe Blaga un filozof mai mare decât poet sau dramaturg. Eu îl consider mai mare filozof decât poet și dramaturg. Mă gândesc. Și e foarte mare poet și dramaturg, da. Să fie limpede. Că lumea la asta se gândește când aude Lucian Blaga, la poet în primul rând. Da, da, că de jucat piesele lui de teatru nu se mai joacă. În primul rând am avut senzația când am încheiat cartea că am scris o poveste foarte urâtă. Că am povestit o întâmplare foarte urâtă din cultura română, care i s-a întâmplat unui foarte mare creator și că această poveste este semnificativă pentru felul în care știe România să-și distrugă autorii. Cum ridică unul capul, cum sar pe el din diverse direcții și mai ales dacă ești un solitar. Blaga a fost solitar. Dacă n-ai un grup care să te protejeze și care la o adică să te apere, să... atunci e foarte greu. Pe de altă parte, mi-am dat seama că Blaga este o mare necunoscută a culturii noastre, pentru că deși s-a scris foarte mult despre el, la un moment dat afirmațiile despre el trec într-un fel de folclor intelectual și că e o imagine convențională despre el și că această imagine nu ține. Și în al treilea rând, filozofia lui, care este foarte interesantă și foarte coerentă și care arată un Blaga și foarte cult și foarte original, cred că trebuie, de către mai multe persoane, citită și recitită și reprezentată, prezentată din nou, nu publicului larg, filozofia nu este pentru publicul larg, ci specialiștilor și oamenilor de cultură care au nevoie de filozofie. Adică este păcat să ai atâtea valori în propria ta cultură și să citezi numai autori străini când faci o cercetare teoretică și ai nevoie de filozofie sau de o bibliografie teoretică. Este păcat să nu intre, să nu reintre în circuitul filosofic și, în general, cultural din România. E o mare valoare. Bag mâna în foc pentru asta. Am scris câteva texte despre el și le-am publicat de-a lungul timpului despre filozofia lui. Nu destul, nu destul. Dar vreau să spun, acum Blaga e de o dificultate majoră și îți trebuie foarte mare acumulare de cultură ca să poți, de cultură și de specialitate și de cultură largă ca să poți să te apropii de el cu și să beneficiezi de pe urma lecturii lui. Atunci să așteptăm încă o carte despre Blaga. Da, aș fi foarte fericită să pot să scriu un Blaga al meu. Blaga era un om care credea în libertatea de gândire și la un moment dat, când și-a prezentat metoda, el a inventat o metodă nouă în filozofie, când și-a prezentat metoda, îi scria lui Crainic, pe baza metodei mele sunt posibile mai multe metafizici. Vă dați seama că nu numai a mea, mai multe metafizici, făcute de diversi gânditori,
Și eu așa cred că pe baza lui Blaga sunt posibile mai multe exegeze viitoare, nu numai ceea ce sper să ajung eu să scriu. Și în complementaritatea lor să dea un Blaga la adevărata lui măreție. Măreție. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.